Salut și bine ați venit la seria de tutoriale Rise Project. Astăzi, Miami. La ce vă gândiți când auziți Miami? La CSI? Sigur nu. Femei frumoase care fac surf, cluburi exclusiviste, opulențe, oricine și-ar dori o casă acolo, nu? Acest tutorial vă arată cât de simplu este să afli cine sunt proprietarii caselor din luxoasa stațiune americană. Autoritățile au pus la punct un sistem în care poți verifica online cine sunt proprietarii vilelor de pe malul oceanului, cu cât le-au cumpărat, de la cine le-au luat, dar și care este azi prețul investiției. Iată cum funcționează. De exemplu, presa tabloidă a scris în urmă cu câțiva ani că Adrian Mutu ar avea o casă în Miami. Nimic mai ușor de verificat. Intrați pe miamidate.gov și, chiar pe prima pagină, găsiți opțiunea Property Search. Adrian Mutu. Aflăm că fotbalistul deține împreună cu fosta lui soție o casă de circa 500 de metri pătrați care valorează peste 2 milioane de dolari, la intersecția dintre Valencia Avenue și Alhambra. De pe miamidate.gov poți obține chiar și documentele oficiale care atestă calitatea de proprietar a celor doi. Căutați Sales Information, View Document. Acest document garantează că imobilul este achiziționat de cei doi, soț și soție la acea vreme, Consuelo și Adi Mutu. Pentru un pescuit mai eficient în baza de date, putem încerca o căutare după o particulă des întâlnită în numele românești, Escu. Veți avea surpriza să găsiți foarte mulți români. Tenismenul Victor Hănescu, Cristian și Teodora Stănescu, Gabriela Andra Voiculescu și alții.